cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de deces prin cancer în Europa. Practic 20% din cazurile de cancer pulmonar din lume sunt înregistrate pe continentul european, potrivit datelor Globocan. În România, cancerul pulmonar este dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la nivelul populației, ocupând locul al doilea în rândul cancerelor la bărbați. În fiecare an în țara noastră sunt diagnosticate în în jur de 11.000 de cazuri noi de cancer bronhopulmonar, reprezentând circa 13% din totalul cazurilor noi de cancer. În urmă cu un deceniu, medicii oncologi din România participau la cursuri pentru a învăța cum să comunice veștile proaste pacienților, o sarcină care face până la urmă parte din jobul zilnic. Cu siguranță acum majoritatea oncologilor români au devenit în timp buni mesageri, buni comunicatori, iar astăzi, cred că putem spune, grație evoluției medicinei, au la îndemână o serie de noutăți și descoperiri științifice menite să crească optimismul bolnavilor de cancer. Așadar, încep și eu cu partea plină a paharului. Care sunt veștile bune privind situația cancerului pulmonar în România? Ce ne pot spune? Veștile bune, din păcate, foarte, foarte multe nu sunt. Sunt câteva, într-adevăr, importante, dar nu foarte multe, din păcate. Din punct de vedere medical, veștile bune sunt, cum am mai spus-o cu diferite ocazii în ultima jumătate de an, introducerea acestui tratament nou, această imunoterapie în ce înseamnă terapie standard pentru cancerul bronhopulmonar. Sunt pacienții care supraviețuiesc acestei boli avansate cu ajutorul acestui tratament, undeva între 20 și 25% dintre pacienții cu cancer pulmonar avansat. O altă veste bună ar fi de ordin legislativ și anume includerea cancerului pulmonar în Planul Național de Combatere și Control al Cancerului, care, așa cum știți, este în Parlament în momentul de față, în dezbatere parlamentară. Uh, cancerul pulmonar este unul dintre capitolele acestui plan național de combatere a cancerului Deci va beneficia de niște măsuri concrete pentru îmbunătățirea controlului acestei afecțiuni De asemenea, perspectivele unui program de screening poate să fie o veste bună Unui program de screening pentru cancerul broncopulmonar uh, este o, o, altă, o altă veste care ar trebui să ne, să ne încurajeze cel puțin Uh, mai departe, poate, eu știu, uh, mă, niște măsuri generale, cele de uh, îmbunătățirea diagnosticului, de îmbunătățirea tehnicilor de diagnostic molecular, uh, contribuie de asemenea la, uh, per total, la îmbunătățirea managementului pacientului cu cancer bronhopulmonar. Corect e să ne referim și la partea goală a paharului. Care sunt veștile proaste privind situația cancerului bronhopulmonar în România? Veștile proaste sunt, în primul rând, persistența diagnosticului în stadii avansate. Asta este cel mai, cel mai greu de dus, cea mai realitatea cea mai greu de dus. Este, din păcate, un lucru care în România parcă e mai pregnant decât în alte țări. Probabil absența programului de screening deocamdată face ca diagnosticul să fie, să fie mult întârziat. De asemenea, dificultățile pe care le avem în momentul de față vis-a-vis -vis de administrarea acestor teste, de efectuarea acestor teste moleculare, lipsa țesutului recoltat corespunzător într-o cantitate suficient de mare pentru a putea face toate aceste, toate testele necesare, este un lucru cu care ne, ne confruntăm și, din păcate, impactează uh, în mod negativ uh, beneficiile pe care le pot avea da pacienții noștri. Bineînțeles, supraviețuirea încă scurtă pentru aproape trei sferturi dintre pacienții cu cancer pulmonar. 75% dintre, dintre pacienții încă nu au o metodă de tratament care să le dea speranță pentru o supraviețuire de lungă durată. În ceea ce privește cercetarea în cancerul pulmonar, cu siguranță avem vești bune de pe mapa mond, dar avem și vești proaste în ceea ce privește România și includerea pacienților în studii clinice. Da, așa este. Sunt vești bune, oarecum situația la noi este una într adevăr deficitară. Sunt suntem și centre care am participat și participăm la aceste trialuri clinice internaționale. Uh, repet, uh, am spus-o de mai multe ori uh, acei 120 și de pacienți pe care noi avem astăzi ca uh, în evidență, ca supraviețuitori de lungă durată, cancer pulmonar avansat, sunt uh, exclusiv uh, vin din studii clinice cu imunoterapie derulate între 2014 și 2018. Uh, de curând, uh, Uh, am avut un alt trial clinic pentru cancer pulmonar cu un medicament uh, care doar ce s-a dovedit a fi extraordinar de eficient în cazul pacienților cu cancer rectal, de data asta, doar ce a fost o, un anunț în, în presă acum câteva zile. Uh, referitor la un medicament cu eficiență foarte mare în cancerul rectal, e bine, noi acel medicament l-am avut într-un trial clinic pentru cancer pulmonar, la fel cu rezultate bune și foarte bune, însă procentul de pacienți care pare că au fost și sunt cu răspuns nu este atât de mare precum în cancerul rectal, este undeva sub 50%, însă. Una peste alta, este bine că astăzi există, măcar în câteva centre, aceste trialuri clinice internaționale. Sper din tot sufletul ca numărul de centre care participă din țara noastră să crească, odată cu numărul de studii clinice, care sper să, să fie mai multe. Modificările legislative care sunt deja operaționale și altele care urmează să devină operaționale, sperăm în viitor, nu foarte îndepărtat sunt menite să ușureze foarte mult derularea studiilor clinice în România. Așteptăm de mult acest moment, ne-am izbit în ultimii 4-5 ani și mai bine de atât de dificultăți foarte mari în ceea ce privește derularea acestor studii clinice, în primul rând datorită întârzierilor foarte mari în, aprobare, în aprobarea acestora la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului. Să sperăm că aceste aceste obiceiuri, aceste practici se apropie de final și să sperăm că vom avea un cadru legislativ care să permită, cum spuneam, derularea ușoară a acestor studii clinice. Bineînțeles, în condiții de de siguranță maximă pentru pacienții noștri asta fără doar și poate. Avem, practic, mai multe vești proaste decât vești bune în ceea ce privește cancerul pulmonar în România. Ca să înclinăm balanța în partea optimistă, care ar fi primele trei măsuri care ar trebui urgent implementate în România ca și pacienții români cu cancer pulmonar să aibă aceleași șanse ca ceilalți europeni de supraviețuire? Da. Păi, în primul și în primul rând, cred că trebuie îmbunătățit modalitatea în care sunt efectuate și mai ales în care sunt decontate testele de biologie moleculară, imunohistochimie, care se fac din țesutul tumoral obținut la, la diagnostic, fie prin bronhoscopie, fie prin altă metodă. Astăzi sunt... Um, Aproape 10, 10 teste pe care trebuie să le faci după confirmarea diagnosticului, după examenul anatomopatologic. Teste care se fac de obicei prin tehnici diferite, cel puțin două tehnici diferite, imunohistochimie și o tehnică de biologie moleculară. Cea de biologie moleculară ar trebui să fie una singură, nu mai multe teste, pentru că, efectuând mai multe teste, țesutul respectiv nu va ajunge. Și atunci va trebui să alegi să faci doar două, trei analize din șapte sau opt câte sunt, câte sunt necesare. Asta ar fi o primă măsură. Găsirea unei soluții de finanțare pentru o determinare de tip NGS, de o determinare de tip panel multigenic, care să permită, cum spuneam, efectuarea simultană a aflarea simultană a anomaliilor genetice la, la 10, 10, astfel de, 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 gene. O altă măsură care ar avea un impact imediat și pozitiv ar fi, într-adevăr, implementarea unui program de screening la, la nivel de țară, la nivel național, pentru cancer bronhopulmonar. Iar o a treia măsură pe care eu cred că ar trebui să o avem în vedere și care trebuie care se poate implementa foarte ușor, ce spuneam mai devreme cu îmbunătățirea accesului la studii clinice. Deci trebuie să facem tot ce se poate pentru ca pacienții noștri să poată avea acces la toate trialurile clinice pentru cancer pulmonar, la care au și pacienții din țările de vest și din țările din America de Nord. Mă gândesc, în primul rând, la faptul că vor urma noi medicamente care se vor face asociat la această imunoterapie. Mă gândesc la trialurile clinice cu celule T, cu CAR t cell care vor intra și în oncologie, nu numai, în, nu numai pentru cancerele hematologice, sunt aceste tipuri de tratamente. De asemenea, sunt, vor fi și sunt trialuri clinice de fază 4 pentru medicamente care deja sunt dovedite a fi eficiente, însă în momentul de față și probabil pentru următorul an, an și jumătate, vor lipsi din programul național de oncologie. Și chiar dacă vor intra acele medicamente curând în programul național de oncologie, mă gândesc, de exemplu, la inhibitorii de generația a treia a receptorilor de tip EGFR, la produselor noi anti la medicația anti-entrac, la medicația her 2 pardon, Pentru toate aceste medicamente care sunt recent aprobate de către FDA și de către Ema, sunt și vor fi în derulare trialuri clinice de fază 4 post-market, în care toți pacienții primesc acele medicamente, astfel încât, practic va fi pacienții vor primi cel mai bun tratament standard, nou nou intrat în ghiduri, iar statul român nu va cheltui niciun leu pentru acele tratamente. Da? Este un mare beneficiu pentru toată lumea, în primul rând pentru pacienți, dar și pentru statul român, pentru bugetul de medicamente și așa mai departe.